Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Astăzi am o zi liberă, am zis că hai să filmez două videouri, pentru că tot am această zi liberă. Și voi face un unboxing de la Oriflame și un video cu produse terminate. Îmi cer scuze, sunt puțin răcită. Unboxing-ul este destul de scurt, nu am foarte multe produse, nu m-au tentat foarte multe chestii în campania cu numărul 1, însă cel cu produse terminate vă asigur că nu ați văzut la foarte multă lume așa multe produse câte am terminat eu într-un timp destul de scurt. Dacă sunteți curioase de unul dintre aceste videouri sau chiar de ambele, vă rog să le urmăriți și hai să începem. Primul produs pe care mi l-am luat este din gama Wellness. Ați mai văzut la mine aceste batoane, îmi plac la nebunie. Foarte multă lume zice că sunt puțin scumpe, însă nu știu, dacă ești consultant cu reducerea de 40%, eu zic că au un preț foarte bun. Aceste care le am eu sunt cu fructe de pădure, sunt 7 într-o cutie. Cred că au costat undeva la, nu știu, 50 de lei, 55 de lei, pe aici este prețul lor. Sunt absolut delicioase, sățioase, îmi plac la nebunie. Ăsta e pofta de dulce, așa arată un baton. Dar eu una zic că merită, mai ales cu reducerea care o avem noi consultanții, așa că nu ezitați să măcar să le încercați. Mai sunt și cu cacao, însă mie acestea îmi plac foarte mult. O să fac un video pe viitor, nu știu când, dar cu produsele wellness care le-am încercat eu. Mai am aici o cutiuță cu niște minerale și vitamine. Sunt 12 vitamine și 10 minerale. Încă nu am încercat acest produs. Parcă a fost 57-58 de lei pe acolo, dar le voi încerca, le voi folosi și voi reveni și cu o părere despre aceste produse. Acest produs, pardon. Ce mai am aici? Mai am un set de prosoape. Parcă acesta a fost tot în jur de 40 și ceva, 50 de lei. Ia uitați ce frumos vin ambalate. Sunt două prosoape. Îmi cer scuze pentru zgomot. Ia uitați ce bine vin. Foarte drăguțe. Haideți să vi le și desfac să le vedeți. Cât sunt de măricele. Acesta este prosopul de față, care și el este unul măricel, zic eu. Au un material foarte bun, îmi plac. Iar acesta de baie este, nu o să am nici capul pe cameră, dar este îndoit în două. Este foarte mare. Îmi plac foarte mult. Și eu zic că au meritat bănuții. Pe urmă mai am aici o palețică care este nou lansată în gama Verini. Cutiuța nu mai am pe aici. Bineînțeles că am pierdut și burețelul. Așa arată. Sunt niște culori foarte pigmentate. V-am zis că îmi plac foarte mult aceste palețele. Eu zic că sunt unele din cele mai reușite de la Oriflame. Acestea sunt unele din nuanțe. A costat în jur de 29 de lei. Mai am aici un tratament pentru noapte din gama Tiny Reversing. A fost doar în jur de 50-60 de lei, la jumate de preț, și am zis că trebuie să îi iau, chiar dacă nu este pentru vârsta mea, am zis că trebuie să le încerc. Am și crema de zi și de noapte și îmi plac foarte mult. Așa arată, l-am folosit de două ori, intră foarte repede în piele, are o textură lejeră, nu lasă pielea grasă, lasă chiar tenul mat. Îmi place foarte mult acest produs și o să-l mai recumpăr pe acesta. Ce mai avem aici? Mai avem un gel de duș din acela nou lansat în acum două campanii, parcă
Essence & Co. cu lămâie. Miroase foarte bine. Eu folosesc cremele de păr zilnic și sunt nemaipomenite. Vă recomand cremele din această gamă. Nu lasă pielea deloc gras, intră foarte repede în piele, nu trebuie să stai să tot întinzi, să mai știu eu ce. Chiar vă recomand produsele din gama aceasta. Și am și să pun un lichid care îmi place la fel la nebunie. Gelul de duș încă nu l-am încercat, dar voi încerca și voi spune și despre acesta o părere. Mai am aici un bol din acela pentru mâini. Trebuia să le scot eu înainte din sticle. Așa arată. Ne băgăm mâinile aici. Pardon, așa. A fost în jur de 7-8 lei, ceva de genul. Gelul de duș 20 de lei. Mai am aici săpunul meu lichid preferat. Este cel mai bun săpun lichid de la Oriflame, după părerea mea. Este antibacterian cu mandarine și tea tree. Cred că a costat în jur de 15 lei, 13-15 lei pe acolo, dar vă recomand acest săpun cu mare drag. Este un produs nemaipomenit. Aici mai am un corector din gama de One, care este preferatul meu de la Oriflame. Everlasting. Este un corector cu acoperire medie. Eu mi-am luat nuanța deschisă. Acopere foarte bine. Chiar este un corector care, nu știu cât de bine se vede, care merită fiecare bănuț. Îmi place la nebunie acest corector. Și acesta îl voi recumpăra ori de câte ori voi rămâne fără. Și ultimul produs pe care l-am este o geantă. Nu mai știu cum se numește. Din păcate, așa arată. O folosesc de când am luat-o. Are un interior foarte drăguț. Ia uitați ce bine arată. Și cred că a costat 90 de lei sau 100 de lei, ceva de genul acesta. Are aici niște detalii aurii. Este chiar foarte frumoasă și o recomand. Îmi place foarte mult, un material moale, foarte frumos. Cam acestea au fost cumpărăturile mele de la Oriflame. V-am zis că nu sunt foarte multe și voi reveni cu video cu produse terminate. Vă zic că sunt foarte multe. Ne vedem în celălalt video. Pa, pa!